Salutări tuturor, SnoGaming aici, alături de Brilliant. Cineva cântă muzică, după cum auziți. Cântă la vioară. And we are a profit. Fac așa și poate să-mi simt barba. Mi-am cumpărat, acum după cum vedeți, filmez cu iPhone 6s pentru că mi l-am reparat, mi-a schimbat display-ul și acum îl pot folosi, merge totul perfect. Și vreau să vă spun primul lucru, că pur și simplu telefonul ăsta e un telefon prea bun, dar mi-am comandat o folie în loc de pantaglass. Pantaglass fiind chestia aia, bucățica aia de ecran mai subțiri care o pui peste ecran ca să nu ți se spargă ecranul tău. Și mi-am cumpărat o folie în loc de pantaglass și asta e o chestie foarte rea din partea mea, pentru că mie nu-mi trebuie aia. Știți? Acum să sperăm că vă plac vlogurile noi pe care le fac. O să am și un banner nou și un avatar nou, profesional. Și o să-i fac promovare băiatului care o să mi-l facă, dacă o să facă ca lumea și o să merite. Desigur, îi fac promovare, de ce nu? Cu prietenul meu. Și editez cu Adobe Premiere Pro, pentru că Sony Vegas e prea de căcat și mi se înțeapă, îmi dă crash, nu merge nimic pe el. Să faci imagine neagră, nu pot să randez nimic sau să editez. Așa că I love you guys. 2020 l-am descărcat de la ei, Microsoft. Da? Da, de unde vrei să-l zici? Au fost ultimele zile și... Ba nu! Și acum nu mai merge? Nu. Ba da, cum nu? Că au fost ultimele zile. Ce ultimele zile? Când... Tu nu știi de cât timp erai în România când erau ultimele zile și acum nu mai poți. Ei, da. Da. Sunt adict. Eu sunt power user, adict, deci mâine ar trebui să mergem. Mâine ar trebui să mergem cu băiatul ăsta la McDonald's și cu iubita lui. Și noi trebuie să fim acasă, că mâine mergem la școală, e vineri. Asta o să fie un vlog mișto și sper să vă placă, să am susținători mulți și da. Se pare că mergem să ne plimbăm, să mâncăm niște McDonald's. Mergem cu niște prieteni buni și după aia, sincer să fiu, nu știu ce se mai întâmplă, pentru că nu pot să vă spun ce se întâmplă în vlog, că nu știu ce o să se întâmple practic. Ei, suntem alături de Iulian și haide. Cu ochelari de cinste de lei. Da, iar arăt ochelari să vedem dacă se merită 1000 de coroane. Ochelari care nu se merită 1000 de coroane. Care nici nu s-a mea, așa că... Nu, dar sunt ai mei. De la Chicken Nuggets. Ești prost. De ce? Înăuntru este... brânză topită cu chili. Nu-mi place. Ia să vedem cum se mai e bun? Nu-mi place. Ne-am luat și noi de astea de mâncare. 3 eu, unul aici, unul acolo care l-am mâncat. Iar Iulian și i-am mâncat pe amândoi. Ești rapid? Se pare că suntem aici într-un magazin care se cheamă ceva cu B și mergem să ne cumpărăm un calculator, să mergem să vi-l arăt. Și da, aici sunt niște adidași, mișto care se cheamă ceva Isis. Bine, seamănă cu Isis, dar nu sunt ca Isis. Uitați, iau talpa ca Isis și mei ăștia, deși nu sunt la fel. Și nu știu, am cartonite de căcat. O, mă, că mi-au copyright. Și acum o să mergem să vă arăt niște calculatoare mișto. Bine că sunt laptopuri mai multe și la prețuri de n-ai bani să te uiți la ele. Așa sunt niște prețuri aici în Danemarca la chestii de astea, nu știu ce. De ce uite, ce laptop șmecher. Bine, asta nu e șmecher, asta e un șmecher. Uite, boxe nu de alea și nici de alea, de alea am vrut să-mi iau. Îmi place. Cât mi-aș fi dorit să am și un Mac de asta. Nici nu știu ce Mac e. Și ce n-ai văzut aici? Nu, sunt carcul. Asta e bun de editat, chestii, MacBook Air. Și așa se deschide? Nu știu. Și ce scrie aici? Pam, și gata. Ia să vedem aici tastaturi, chestii. Da, nu prea îmi plac chestiile astea. Încerc să fiu, chiar aș vrea să-mi dau calculatorul meu care a costat nu știu cât, 63 de milioane, cred, sau cam așa ceva, și să-mi iau un laptop, pentru că îmi trebuie laptop la școală, plus de asta vreau un laptop doar să-mi editez vlogurile de jocat, nu prea mă mai joc, adică nu prea fac gaming și nu văd rostul de ce să am un calculator care să nu-l pot lua cu mine. Are Intel i7. Deci am fost și prin oraș, să zic așa, bine, chiar am fost într-un oraș și a fost ok. Acum ne îndreptăm înspre casă, sincer să fiu, nu știu ce mai fac astăzi. Meu Iulian, nu știu, era cam supărat, nu știu acum la sfârșit, nu știu de ce. Mă, eram sigur că Minți e acasă. Ce faci, Minți? N-ai fost să te plimbi? Unde ai fost, Minți? 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 Ce faci, Mici, mă? Mici, Mițelău, 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 meu mic, Mițelău, obositule, ăsta-i pisoiul meu, Mici, iubitul meu, Mici, iubitul meu, Mici, ce faci, Mici, Mici, zici că-i Belfer, ăsta-i regi, faci tu, mă, Mici, Mici, Mici. Mici se bucură că-l mângâi. Uitați-l și voi ce fericit-i. Ia să uit acum dacă are ceva de mâncare, se pare că are. Mamă, cât părecat de lumiții. Ce, uitați câte mici de golf am aici. Bine, astea sunt o parte, că nu știu, am adus mai multe. Că le-am luat, le-am furat după aia de golf. Nu știu cum se cheamă, locul ăla de golf. Și uite, mai e și unul jos acolo. Și mai sunt, dar nu știu unde sunt. N-a despalat, doarme Miții noaptea sau când doarme el. Aici i-am făcut locușorul lui. Uitați-l și voi ce fel papă. Acum am ajuns acasă și am făcut cam sete așa, cam să-mi pun niște apă în sticla aceasta. Asta dacă o mănânc o să primesc puteri și dacă vedeți voi bine, are bucăți de ciucalată în ea. Fucking God, gândiți-vă că eu trebuie să o mănânc. Ok, momentan am să vreau să mă apuc să mănânc brioșa aia, pentru că nu pot să mai stau să mă uit la ea. Să vă arăt aici o magie, deci o să mușc o dată și să mănânc toată brioșa, o să vedeți. Și... taram, v-am spus, să mănânc foarte repede o brioșă, am terminat-o, doar dintr-o mușcătură, ceea ce e o chestie foarte șmecheră. Ok, deci se pare că eu sunt alături de Cosmin în Sunabă și o să mergem, uitați-l, și o să mergem să agățăm niște fete pentru că el a vorbit cu 3 fete. Una o să fie cu Cosmin, 2 cu mine și eu ies în câștig. Ia zi. Nu știu. Zic astoare. Nu știu. Eu nu pun asta. Nu pui. Sunt bune, mă, toate 3, eu ți-am zis. Și mie îmi place aia. Tu ziceai că nu-ți place asta, asta mai e neagră, așa. Nu e neagră. Așa zici tu înainte. Taci din gură. Ce zici, că și haide. Ei, s-au aud niște copii care cântă. Știi că dacă stăm aici, s-ar putea să vină aia de la festivalul curului, să așeze la mese. Nu vine nimeni în arbor. Eu cu Cosmin am fost... este, ok, nu intră. Eu cu Cosmin am fost afară, împreună cu Cosmin. Și ne-am plimbat, am ieșit în oraș practic. Acum suntem în autobuz și mergem spre casă. Și mă simt mult mai pozitiv acum, am energie pozitivă. Și Cosmin e prea... ce-ai spus? Tu știi că e... ce-ai spus? Deci am zis, te-am întrebat dacă ești retardat. Și am spus că nu sunt. Știu că nu ești. Păi că nu sunt. Dar tu îți dai seama că tu zici că ai avut o zi memorabilă de mai multe ori și după aia nu zici de ce? De ce vrei să spun? Bă, ești subscriber. Îmi pare rău, dar eu nu vă spun nici. Lume, cam atât și cu acest vlog. Nu știu, nu mai am ce să filmez, așa că o să termin vlogul chiar aici. Și fiți șmecheri în continuare, pentru că, nu știu, chiar se merită și sper că sunt cel mai bun vlogger care a existat pe pământ și o să existe. Peace out, motherfuckers.